Ne-am întors în sufrageria mea, dacă până acum am vorbit despre municipiul Deva, despre municipiul Hunedoara, a venit momentul să aducem în atenția dumneavoastră și municipiul Orăștie. Tocmai de aceea, invitatul meu în această dimineață este domnul viceprimar Doru Popa. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră! Mulțumesc pentru invitație! Care este situația politică în municipiul Orăștie în momentul de față? Da, deci în urma ordonanței guvernamentale privind migrația aleșilor locali și în urma fuziunilor dintre PNL și PDL s-a reconfigurat scena politică în Orăștie față de alegerile din 2012. Acum, din cei 19 consilieri pe care îi avem în Consiliul Local, 12 sunt PNL, 5 PSD, unul de la UNPR și unul de la PC. Deci majoritatea covârșitoare în Consiliul Local o are PNL-ul. Deci nu contează faptul că oarecum Orăștia are primar din partea Partidului Social Democrat. Majoritar în Consiliul Local sunt cei din PNL-PDL acum, pentru că este această uniune. Partidul Național noul partid. Mare. Noul partidul deci, mare. Deciziile se iau în PNL majoritatea. Acum dați-mi voie să intervin și eu un pic. Asta înseamnă că nici dumneavoastră ca executiv, nici Consiliul Local nu mai are nicio scuză dacă proiectele pe care le propun aleșii locali nu se și aplică. Nu? Aveți majoritate. Ați lucrat și până acum pentru populație, dar de acum încolo cred că va trebui să lucrați. În 2002 lucrez pentru Consiliul Județean, din 2008 la Consiliul Local. De acum și mai mult. De acum și mai mult. Care este situația economică în momentul de față în Orăștie? Da, prin modificarea legii bugetului de stat, noi am fost avantajați din acest punct de vedere, ca toate municipiile mici, ca toate orașele mici, și avem un buget comparativ cu acum 10 ani, poate chiar de, sau acum 3 ani, de 10 ori mai mare. Asta este o veste foarte bună, deci înseamnă nici că... Nici mă mir de ce înjură comunele mici. Da, uite, se pare că municipiile chiar sunt oarecum avantajate acum și nu, pot... Nu toate, nu toate. Municipiile mici, de dimensiuni mici. Dar situația problemelor cetățenilor, spre exemplu, pot oarecum fi rezolvate? Sunt multe probleme în Orăștie? Sigur că având un buget mult mai mare, putem să rezolvăm mult mai mult din problemele cetățenilor. Dacă acum 3 ani avem un buget, de exemplu, la investiții, ceea ce cuprinde și reparații și alte... Așa, alte proiecte, undeva la 15 miliarde. Acum am ajuns la un buget de 150 de miliarde, pe care sigur vrem să-i folosim în avantajul și spre ridicarea nivelului de trai și economic a cetățenilor. Dar vreau să vorbim un pic acum, știu că se află în renovare sala Astra. Care este situația cu sala Astra și cu Casa de Cultură acum în Orăștie? Anul trecut am făcut o asociere cu Consiliul Județean Hunedoara, prin care Consiliul Județean se își ia responsabilitatea să renoveze Casa de Cultură. Sigur, a trebuit să găsim o alternativă pentru desfășurarea manifestărilor culturale în municipiul nostru și în scurt timp vrem să terminăm renovarea sălii de sala Astra din Orăștie, da? Urmând ca Casa de Cultură să intre într-un proces de renovare. Asta este foarte bine, înseamnă că în urma renovării la sala Astra continuă totuși lucrările și la Casa de Cultură, să fie pusă la punct și aceasta. Da, deci Consiliul Județean a promis de anul trecut că se vor face renovări, chiar se va dărâma actuala casă, sala de spectacole a Casei de Cultură, se va face una nouă. Sigur, se va face un studiu de fezabilitate, ceea ce domnul vicepreședinte a continuat politica președintului Consiliului Județean și a alocat și a respectat promisiunile și a alocat pentru anul acesta bani pentru studiu de fezabilitate pentru Casa de Cultură. De acolo o să rezulte cheltuieli și așa mai departe, un proiect tehnic, urmând ca probabil pe sfârșitul anului sau anul viitor să înceapă renovarea. Estimativ, când va avea Orăștia o Casă de Cultură nouă? Depinde renovată. De Consiliul Județean. Deci mai de consiliu. Deci, acum puteți să participați și dumneavoastră, că aveți deci, de unde să contribuiți. În contractul de asociere, doar noi punem la dispoziție, obiectivul. Obiectivul, da. Și Consiliul Județean va aloca sumele necesare
renovării acestei obiectivi. Pentru cultură este foarte bine să se pună la punct aceste clădiri. Sigur, dar știm că Orăștie este capitala culturală a județului Hunedoara. Așa este și chiar avem nevoie de locații unde să se desfășoare aceste manifestări. Și actualmente, din ce în ce mai mulți oameni sunt implicați în actul de cultură și tot mai multe manifestări pe plan cultural apar în orașul nostru. Dacă vă tot lăudați acum, eu vreau să intervin, dacă tot vă lăudați acum că susțineți actul cultural, din fonduri nerambursabile, cât ați alocat pentru cultură? De curiozitate, pentru că la nivel de județ foarte puțin. Am alocat 3 miliarde 250, deci 325 de mii de lei pentru culte, cultură și sport. Actualmente, începând de săptămâna aceasta, a început sesiunea de depunere a proiectelor pentru finanțări nerambursabile, până în, dacă bine mi amintesc, până în data de 16 luna viitoare, cine doritorii de a face acte de cultură, de sport și cultele, pot depune proiecte, este o comisie de selecție a acestor proiecte și cele mai bune proiecte vor primi finanțare în valoare de 3.250.000. Nu le-ați departajat pe obiecte de activitate, deci, de exemplu, pentru cultură? Pentru cultură, 1 miliard. 1 miliard? Da. Wow, pentru super, culte, bravo. 2 miliarde și pentru sport, 250 de milioane vechi, vorbim în bani vechi. Sigur că aceste sume, în caz că sunt proiecte care este un punctaj minim acolo care trebuie da, să... 50 de puncte, da. 65 de puncte. 65 da, aveți? Da, oh, 65 super. De puncte. Pretențioși? Se mai poate rectifica bugetul, avem un fond de rezervă de vreo 15 miliarde în buget din... Asta e foarte bine, există fond de rezervă, Nicol. Bun. Sperăm să-i folosim mai mult pentru obiective de interes local, în sensul că vrem să dezvoltăm infrastructura. Dar... o mică parte sau o parte din acești bani se poate rectifica partea de finanțări nerambursabile de la bugetul local și pe această cale profit de această emisiune să invit cât mai mult să depună aceste proiecte în orice domeniu de care am vorbit să poată face proiecte. Și pot să beneficieze de aceste sume. Apropo de infrastructură, în Orăștie, anul trecut, într-adevăr, s-au asfaltat foarte multe străzi. Dar s-au asfaltat doar arterele principale, să spunem așa, cum rămâne cu situația parcărilor, cum rămâne cu rampele, pentru că au fost oarecum făcute în grabă. Da, sigur, a fost un an electoral și atunci, după cum știm, când este an electoral, încercăm să forțăm un pic lucrurile. Este bine, nu este bine, acum o să ne judece cetățenii. Am marile alei dintre blocuri, le-am reparat, deci a fost vorba de reparații, fără, deci nu modernizări, nu a fost nevoie de proiect, pur și simplu am reparat. Urmând ca anul acesta să începem asfaltările și crearea de locuri de parcare și zone verzi printre blocuri, ceea ce este o prioritate pentru mine și pentru partidul pe care îl conduc. Noi am propus încă de la începutul anului, când s-a făcut proiecția bugetului, am propus primarului și primul plan a fost modernizarea locurilor dintre blocuri, unde știm că... Sunt tot timpul discuții, apar tot timpul certuri, da. Și din cauza locurilor de parcare și pentru faptul că și se strânge foarte multă apă, că sunt multe gropi. Asta este marea problemă, că suntem ca în secolul XIX acolo, când... trebuie să ieși din bloc, trebuie să-ți iei niște cizme de cauciuc și pe urmă să-ți încalzi pantofii, ceea ce nu-i normal în secolul 21 se întâmplă așa ceva. Așa este. Știu că în ultima perioadă aveți eu proiecte și legate de canalizare. Mai sunt încă zone ale Orăștiei unde nu a fost trasă canalizarea. Nu foarte multe, dar mai sunt. Am început anul trecut, am avut o licitație pentru zona de nord-est a municipiului nostru, este vorba de strada Gării, strada Lungi, strada Târgului și Moților, unde încă din luna decembrie au început lucrările de canalizare, sperăm și eu am convingerea că anul ăsta le vom finaliza, urmând pentru străzile în care vom schimba canalizarea să facem studii de fezabilitate, sume din nou alocate în bugetul pe anul acesta, urmând a le moderniza. Mai au rămas câteva străzi fără canalizare, e vorba de strada Ioan Mihu, paralele cu Dealul Mic, unde din nou
am alocat bani pentru studiu de fezabilitate, în primul rând, pentru acolo este o discuție cu conectarea canalizării la rețeaua noastră de canalizare și în urma studiului vom va rezulta o soluție optimă pentru acest lucru, urmând că spre sfârșitul anului să începem lucrările de canalizare și pe această stradă. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați venit invitat în această dimineață. Gata? Gata? Da, timpul și eu n-am apucat să-l întreb de piață. Piața. Promite domnul viceprimar că o să mai vină invitat la noi pentru a mai răspunde la mai multe întrebări. Ori de câte ori mă veți invita. Piața, piața. Și faptul că primarul a făcut economie de 30 de miliarde, Dumnezeule, în loc să-i cheltuie acolo pentru comunitate, vorba domnului viceprimar. Cheltuiți anul ăsta. Uite, avem o promisiune. Da, doamne, dar primăria nu este SRL să lucrezi pe profit, ai bănuțul. Păi dacă ai făcut economie de 30 de miliarde anul trecut când aveai bugetul care l-ai, dar anul ăsta când dai de 10 ori mai mult decât acum 3 ani, Dumnezeule, ce economie să faci? Ne vom mobiliza mai mult și sperăm să cheltuim. Mai ales că aveți majoritate în Consiliul Local. Deci, aștept rezultate. Deci, domnule, promit că în emisiunea următoare o să o las pe Nicol să vă pună mai multe întrebări și o să mă retrag pentru că se pare că astăzi am monopolizat eu discuția. Ei, sunteți de la Orăștia amândoi, așa că, mă rog, da, majoritatea. Avem interese comune și avem probleme majoritatea, comune. Mă supun majorității. Mulțumesc mult, domnul viceprimar. Mulțumesc pentru invitație și ori de câte ori mă veți invita, voi fi prezent la dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc, Nicol, pentru că ai fost și în această dimineață alături de mine și vouă, celor de acasă, sunteți minunați, vă doresc o zi superbă. Rămâneți pe Info HD pentru că urmează cele mai importante știri ale zilei.